Bine te-am găsit! Această înregistrare este o invitație la o călătorie imaginară, un posibil răspuns al tău la eterna căutare omenească a esenței vieții. Asigură-te că, în următoarele minute, nu vei fi deranjată și găsește-ți o poziție cât mai confortabilă. Așează-te într-un fotoliu sau întinde-te pe pat sau așează-te pur și simplu pe jos în clasica poziție de meditație. Permite corpului tău să se relaxeze și poți începe să faci asta concentrându-ți atenția asupra respirației tale. Observă cum aerul intră și iese din corpul tău, ușor și fără niciun efort, în ritmul tău personal, perfect natural. Acum și aici, nu ai nimic altceva de făcut decât pur și simplu să fii prezentă și să te relaxezi. Închide ochii când dorești, dacă nu ai făcut-o deja, și permite cuvintelor mele să plutească ușor spre tine, spre mintea ta inconștientă, care va prelua tot mai mult controlul pe măsură ce corpul tău se scufundă din ce în ce mai mult în relaxare. Lasă-te să plutești și să te scufunzi în această visare minunată, permițând ca liniștea și pacea interioară să te cuprindă tot mai mult și să te învelească asemenea unei pături moi și calde la exterior și la interior. Vom începe acum acea călătorie interioară care te va duce în profunzimile ființei tale, tot mai adânc și mai adânc, găsind acel loc aflat adânc înăuntrul tău, unde este pace și calm și liniște. Și poți fi curioasă în legătură cu acest loc și cu aceste sentimente de confort pe care le observi ca fiind tot mai aproape de tine. Pe măsură ce te apropii tot mai mult de acest loc al siguranței, de acest loc al confortului, situat adânc înăuntrul tău,
acest loc pe care îl simți tot mai sigur și tot mai confortabil, tot mai sigur și tot mai liniștit. Pe măsură ce ajungi la acest loc, adânc situat înăuntrul tău. Și acum știi că, până în acest moment, ai fost doar vag conștientă de acest loc. Aflat adânc înăuntrul tău, în profunzimile ființei tale, și care s-a aflat acolo întotdeauna. Și pe măsură ce privești cu ochii minții în jurul tău, absorbi liniștea acestei scene, realizând că în acest loc lumina este tocmai potrivită pentru nevoile tale. Știind că ești înconjurată de sunete care îți alină orice disconfort. Simțind mișcările ușoare ale aerului pe pielea ta, simțind mirosuri plăcute ție plutind în aer, totul fiind exact așa cum ai nevoie să fie, pentru a-ți asigura confortul și pacea. Iar acum îți poți acorda câtva timp pentru a explora în liniște acest loc și pentru a savura pe deplin întreaga sa minunăție. Și pe măsură ce faci acest lucru, poți deveni conștientă de faptul că acest loc este în același timp la fel de minuscul ca un grăunte de nisip și în același timp la fel de nemăsurat ca Universul. Și pe măsură ce îl simți, cum se contractă și se dilată, împreună cu respirația ta, te poți familiariza atât de mult cu el, încât acesta va deveni un loc în care vei dori să te întorci. Iar și iar și iar. Și aceste câteva momente în această stare de profundă relaxare îți vor fi suficiente pentru a realiza că în acest loc, într-un colț ferit, se află o scânteie eternă. O scânteie eternă ca răsuflarea Universului, care este forța vieții din interiorul tău.
și tu știi că această scânteie s-a aflat în interiorul tău deja de când te-ai trezit în această dimineață. Că s-a aflat în interiorul tău încă de când erai fetiță. Încă de când erai un bebeluș ce se afla în brațele cuiva. Și chiar și atunci când te aflai în pântecele mamei tale. Știi că această scânteie a existat în tine chiar mai dinainte, încă din momentul concepției. Iar acest minuscul corp a crescut și ai devenit tu, dezvoltând în interiorul tău acest loc sigur. Încă de pe când erai în pântecele mamei tale, luându-ți ritmul din cel al stelelor, luându-ți ritmul din cel al planetelor, din natură. Și dezvoltându-te în modul cel mai natural pentru tine. Iar atunci când te-ai născut, ai știut că acest loc se afla adânc în interiorul tău și te puteai întoarce la el oricând simțeai nevoia, atunci când erai o mică fetiță și apoi adolescentă. Și scânteia a continuat să te ghideze prin viață până în acest moment în care stai așezată confortabil și foarte relaxată. Până acum câteva momente și această scânteie care se află adânc în interiorul tău, exact acolo unde ești acum așezată, ascultând vocea mea, va continua să te ghideze până la sfârșitul vieții tale. Și pe măsură ce îți dai ultima suflare, scânteia va purta esența ta înapoi în univers, înapoi la casa ta dintre stele, și această conexiune se află acolo încă de la începutul universului. De la începutul timpului și până la sfârșitul timpului. Și pe măsură ce îți acorzi câteva momente, pentru a privi împrejurul acestui loc al păcii, al calmului și al liniștii,
știind că scânteia vieții se află întotdeauna aici, ghidându-te în siguranță. Știi că oricând vei alege, oricând în viitor, poți face din nou această călătorie, adânc în interiorul tău, și te poți odihni în pace, în calm și liniște, respirând în ritmul universului, cu stelele în jurul tău, iar scânteia va face legătura între începutul timpului și sfârșitul timpului. Iar acum știi că este timpul să te întorci și vei face încet pașii înapoi, întorcându-te pe traseul aceleiași călătorii care te-a dus spre acest loc. Și cu fiecare pas pe care îl faci în această călătorie de înapoiere, te simți tot mai plină de energie și tot mai aproape de starea de veghe. Poți simți lumina și poți simți cum te inundă sentimentele pozitive. Poți simți cum lumina devine din ce în ce mai strălucitoare. Devii conștientă de corpul tău în contact cu fotoliul. Devii conștientă de atingerea hainelor tale. Poți simți aerul din cameră, cum îți mângâie ușor fața. Și fiecare respirație te aduce mai aproape de acest timp, de această cameră, de acest oraș. Respiră profund acum, de câteva ori, și atunci când te vei simți pregătită, poți deschide ochii, păstrând un zâmbet pe față, gata pentru restul zilei care se așterne în fața ta.